Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, și președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, au verificat stadiul lucrărilor aflate în derulare la căminul pentru persoane vârstnice Sfântul Antimi Vireanu. Lucrările finanțate integral de la bugetul local vizează înlocuirea pardoselii din plăci de gresie ceramică de pe holul de la parter și înlocuirea covor PVC antibacterian a parchetului din camere, aflat într-o stare avansată de degradare. Modernizarea căminului va continua cu implementarea proiectului Reabilitare termică a căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antimi Vireanu Călăraș, finanțat prin fonduri europene în cadrul POR 2014-2020. Proiectul are o valoare totală de peste 2,7 milioane de lei, iar în primele 3 luni ale contractului urmează să se realizeze proiectul tehnic, după care va începe execuția lucrărilor de construcție cu o durată de 12 luni. Rămână cu doamna director, ne-am gândit să modernizăm. Uitați-vă, dacă știți cum era înainte, uitați-vă, era un amblit maro care era tern, acum totul este alb, s-a schimbat gresia. E un gresie din asta care nu era anti de la pantă. Uitați-vă ce am făcut aici, asta este zona de o cameră, de primire, nu? De primire vizitatori. Da? Dacă vine cineva la cei care sunt cazați la noi, pot să stea aici în liniște. Da? Iar mergem mai departe. Am considerat să scoatem parchetul care era pentru că mirosea foarte pregnant de foarte și am mergem pe zona asta, optat pentru linoleu antibacterian, se curăță ușor. Am schimbat tot, am văruit și cert este că foarte multe dintre lucrări, așa cum ați văzut, au fost făcute cu personalul pe care îl avem, iar restul am mai contractat lucrările și nu am putut să facem nimic orice tot. Și o schimbare majoră. Mi-am aduc aminte că sponsorizam aici de sărbătorile pascale și cele de Crăciun. Vrem ca seniorii care sunt cazați aici să nu spunem bătrân, dar să se simtă acasă. Și băi, să rămână. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. S-au schimbat condițiile? S-au schimbat condițiile? Da, da. Curățenia nu mai miroase nimic. Au condiții normale de viață. Vrem să se simtă ca acasă. Avem toate. Mulțumesc! Proiectul nostru aici. Ne mergem mai departe, că trebuie să modernizăm și etajele superioare. Mă gândesc chiar la un lift pe exterior. Dar avem și un proiect de învelopare cu schimbare în interior aici a iluminatului și să mai vedem ce putem face. Da. Înseamnă că... Etajul e modernizat, nu e modernizat? Nu, începem etajul și noi, facem etajul aici. În lucru, dar și acolo am schimbat. Etajul aici, aici deja este ca acasă. Să rămână. Deja suntem ca acasă, cu mobilier. Încercăm să le facem toate condițiile în care să se simtă acasă. Da. Domnule primar, încântat de schimbarea. Implicarea doamnei director. Felicitări primăriei, că fără primărie n-am fi reușit. Da? Felicitări, domnule primar, înseamnă că condiții de normalitate.